Animalia, creat după cartea lui Graham Bayes. Nu mă uita. Găbubu, nu e momentul potrivit. Cum să nu? E sezonul fructelor Bongo. Ce coapte sunt. Bongo! Te rog, nu mă înțepa, nu sunt copt încă. Haideți, repede! Grăbiți-vă, ne ajung! După ce s-a terminat totul, am înțeles cu adevărat sensul zicalei. Muzica îmblânzește orice fiară. Nu așa s-au petrecut lucrurile. Ăsta e jurnalul meu. În al tău scrii ce vrei tu. Deja am scris. Eu mănâncă piatră, Alex, eroul meu. Da, așa mai merge. Bună treabă, băieți! Am o veste bună. Fac cinste cu prânzul. Tu ești regele Livingston. Ești cel mai tare. Ești cel mai tare. Dar tu nu vii cu noi? Stau să am grijă de nucleu. Mergeți voi, aduceți-mi și mie un sandwich. De 10 kg? De 20 mai bine. Mi-e foarte foame. Sper că nu era unul important. Am voie să visez, nu? Bună, dragilor! Ce mai faceți? Ernie! Hei, Erno! Uite cine a venit! Copiii cei noi! Salutare, copii! Aveți pofte de mâncare? Bineînțeles! Super! Ia luați loc! Spune tu, prima Zoe, cu ce te servesc? Sandwich cu muguri de soia și un iaurt de cireșe. Perfect! Tu, Alex? Un baton de extra mare de cereale, cartofi prăjiți și un suc. Bine! Vine imediat! Nu te tem că uiți ce am comandat. De ce? Pentru că nu ți-ai notat nimic. Elefanții nu uită niciodată nimic. Chiar nimic? Nimic, nimic! Să fim serioși, toată lumea mai uită. Eu nu? Da, ia să te vedem. Ce am comandat eu la prânz marțea trecută? Sufleu de ridici înghețată cu fistic. Se pricepe. Elefanții țin minte tot, inclusiv numele tuturor animalelor de aici. Serios? Cum o cheamă pe fica vărului primar al tatălui unchiului meu? Ia zi-mi tu mie asta. Vărul primar al tatălui unchiului tău nu are nicio fică. Se pricepe bine de tot. Cu memoria noastră nu avem nevoie de creion, nici de hârtie. Eu da, de aceea țin un jurnal, ca să nu uit nimic. Și eu. Dacă nu aș nota câte ceva, aș fi pierdut. Bine, Elni, încearcă să reții asta. Aș dori... banane cu răbdări prăjite și caramele și clătite, un pepene și un mango mare cu pâine și banane în care, să pui compot de fructe mult și o banană cât un mamut și toate amestecate bine cu ciocolată de banane și peste toate o cireșică și le voi mânca fără frică. Te rog! Erno, o tonă de banane, iute! Da, imediat! Imediat ce? Comanda! Ce comandă? Habar n-am. Am uitat. Nu mai știu. Ce ai uitat? Nu știu. Și asta am uitat. Mâncare și distracție super local. Ce-i așa nostim? Joi la prânz. Elefanții nu mai țin minte nimic.
Cel puțin așa nu voi uita când s-a întâmplat. Bună? Ne cunoaștem? Nu, dar sunt încântat. Livingston va ști ce e de făcut. Erno, Elni, ia veniți cu noi. Cine? Așa, să vedem. Mâncarea noastră? Plecați voi, avem noi grijă de local. Bucătarul G-Bubu vă va găti. Nota, vă rog. Ah, cum au putut să uite așa chiar tot? Le fi curs prin urechi. Astupați-vă urechile, fetelor! Auzi, Vușia, treaba asta cu memoria ne-ar putea aduce bani buni, hm? Mă îndoiesc. Unde suntem? Nu știu, dar e mare locul ăsta. Livingston, avem probleme. Nu-mi spuneți. Livingston, elefanții au uitat tot. Am spus să nu-mi spuneți. Uite, o pisicuță. Oh, oh nu. Ai, pisi. E un leu, el e Livingston, regele animaliei. Animace? N-am mai auzit de asta. Dar iată, uite ce pisică drăguță. Ernie, nu mă atinge, Erno. Nici tu. Veniți cu mine amândoi. Vreau să vă arăt ceva. Aici avem o carte despre elefanți. Ia aruncați o privire. Despre elefanți? Doamne, ce mai inventează ăștia? Poate asta îi va ajuta la memorie. Ce se petrece aici? Iar a explodat nucleul. O fi fost sporul memoriei. De asta au uitat elefanții tot. Se pare că da. Ei au cea mai bună memorie. De aceea au fost primii. Cum adică primii? Dacă nu reparăm nucleul, mă tem că ne vom pierde memoria cu toții. Ar fi bine să găsim sporul acela. Ce spor? Al memoriei. N-am mai auzit de așa ceva. Voi cine sunteți? Nimeni nu mai trebuie să afle că și Livingston e afectat. Nu trebuie să facem agitație. Hai să-l ascundem până reparăm nucleul. Hei, fiți atenți! Nu ieșiți din bibliotecă, da? Bibliotecă? Ce e aia? Clădirea unde ne aflăm noi. Da. Ce simandicos. Da. Trebuie să supravegheați nucleul pentru că... Dacă îl supravegheați, s-ar putea să-l vedeți explodând așa. Surpriză! Să plecăm. Sper să reparăm problema înainte să afle știi tu cine. Da, s-ar ivi probleme. Bananele sunt tare bune, îmi plac, îmi plac. Din zor până în soarele apune le-aș mânca de zor. Să le decojim și apoi să le prăjim. Le tai, le coc și le gătesc și le fulec cu mult spor. Mai curiță! Vai de mine! Te rog mult să mă scuzi. Scuze, pot să arunc o privire, vă rog. Acum ce mai e? Scuze, doamnelor, mi-am pierdut o lentilă de contact, așa că aveți grijă, l-am amestecat. Ce fel de nucleospor căutăm? Unul care are legătură cu memoria. Atunci trebuie să mergem unde se fac amintirile. Unde vine asta? În trecut. Cum ajungem acolo? Trebuie să călătorim în timp. Și cum facem asta? Nu știu, credeam că poate știți voi. Dar am putea merge într-un loc asemănător. Care e acela? Abisul amintirilor. Salut! Salutare, colega! Bună! Ce mai faceți? Bine, mersi. Ești de pe aici? Nu prea știu. Tu? Pisi? Ne cunoaștem?
există o veche legendă care spune că aici vin vechile amintiri. În abisul amintirilor. Voi nu veniți? Nu, mulțumim! Locul acesta ne dă fiori! Oh. Cum așa? Abisul ăsta îți poate juca feste! E înfricoșător! Oh. Ce anume? Abisul amintirilor! Aici suntem! Oh, mi-e frică! Să plecăm! Nu plecați! Trebuie să ne duceți înapoi în zbor! Ce tot spui? Noi nu știm să zburăm! Hei, tu ai dungi! Și tu! Măgari dungați! Fetele primele! Dar nu și de data asta! Aciu! Noroc mie! Deși locuiesc în mlaștină, până și eu sunt dezgustată. Plecăm de aici. Chelner, ce caută iguana asta în supa mea? Nu mai erau muște? Am găsit-o. Vă rămân dator. Și între noi fie vorba, supa de portocale e expirată, să știi. Ce e aia portocală? Grozav! Aveam o replică bună și am uitat poanta! Acum știrile Animalia, prezentate de șoarecele Shelford și șoricica Shelba. Știrea zilei. Evenimente ciudate azi la restaurantul elefanților. Unde a avut loc o pierdere generalizată... Cum îi zice? Știi tu... Ce anume? Nu știu. Tu cine ești? Eu? Stai, știu poanta asta. Mie-mi place brânza. Ce-i brânza? Brânza. Eu n-am comandat asta. Ce n-ai comandat? Oh, frate, ce ai pe față? Ei, Iggy, ne-am terminat treaba aici. Da, să-i căutăm pe Alex și Zoe. Să căutăm ce? Pe cine? Ce s-a auzit? Nu te teme. Ai auzit ce a spus Zed. Locul ăsta ne joacă feste. Reușite feste. Joi după masa. Abisul amintirilor. Din cauza lui Alex ne-am rătăcit. Din nou. Dar Alex salvează situația când găsește sporul. O busolă, wow! Ce are de-a face cu memoria? Nu știu, dar trebuie să ducem la nucleu. Oare în ce direcție o fi? Poate pentru asta e busola să ne arate drumul. O busolă indică tot timpul nordul. Atunci spre nord mergem. Salut, amice! Mă bucur să te cunosc. Ei, pisi, pisi, pisi! Vă salut, concetățeni! În caz că ați uitat și sper că așa e, țin să vă reamintesc că eu sunt regele vostru. Țin să vă asigur că totul este sub control aici datorită mie, regele vostru, Tigrul Tyrannicus. Cum? Toată lumea să se bucure. Publicul meu mă adoră, mă adoră. Acum încotro, Magellan. Ascultă. Auzi ceva? Nu pe tine vorbind. Ce nostim. O
Probabil aceștia sunt elefanții Adam și Eva în paradisul culinar? Unele lucruri nu se schimbă. Aceste desene ne arată începuturile animaliei. Oare ce înseamnă aia? Liftul e stricat, mergeți pe scări. Ce-o fi locul ăsta? Pare a fi o arhivă. Îngrijirea și hrănirea nucleului. Manual de utilizare al nucleului. Ai ochi buni, desenatorule? Parcă ne-am aflat în trecutul animaliei. Știu, dar tot trebuie să găsim o ieșire. Să ne luăm ghiozdanele. Ciudat! Acum indică sudul. Cum așa? Probabil vrea să mergem spre sud. Deci sudul e pe aici? Nu, e aici, jos. Oh, ce plictiseală! Așa e. Să plecăm. Vino încoace, PC! Permite-mi să mă prezint. Sunt cam verde și murdar. Hei! Uite ce am găsit în blana mea. Nu știu ce e, dar e gustos. Oh, ce bine să mă aflu printre supuși. Salut, Tyrannicus. Sunt rege. Asta mi-e noua domnie. Ce? Asta mi-e noua domnie. Ce a zis? A zis să cânți o melodie. Bușea notează-ți că trebuie să schimbăm urgent imnul național. Unde notez? Oh, nu. Nu și tu. E greu să fii rege. Dacă ieșim vreodată de aici, voi face cel mai lung duș din viața mea. Busola indică direcția asta. Vușia, să dispară cărțile și mesele astea. Fă rost de cel mai mare futuro ecran. Aici voi pune tronul. De fapt, va fi un fotoliu cu suport pentru pahar, telecomandă de toate. Iar nucleul ăsta hidos trebuie să dispară. Gândacii? Salut, Tyrannicus, scuze-ne. Ce credeți că faceți? Reparăm nucleul. Unde e Livingston? Cum, n-ați auzit? A plecat! Cu amintiri, cu tot. Plecați-vă în fața noului vostru rege. Tu? Nu prea cred. Ce aveți acolo? O busolă. Va readuce memoria celor din Animalia. Ce te face să crezi asta? Busola ține minte unde e nordul. Da, și... Busola îi ajută de sute de ani pe exploratori să ajungă la destinație. Fără busolă s-ar fi rătăcit. Și fără memorie? Și noi ne-am rătăcit. Am uitat tot, n-am mai pricepe nimic. De asta ținem jurnale și ne notăm tot felul de lucruri. Ca să nu uităm. Să vedem. Nu prea cred. Dă-mi-o înapoi, motanule. Vezi tu,
Mie îmi convine cum stau lucrurile și nu am să vă las pe voi niște gândaci să mă încurcați. Ce grozăvie! Încă un pisoi! Nu sunt pisoi, nu sunt pisică, sunt regele vostru! Nu! Am revenit, Selba. Hei, zi! Ce ciudat! Lucram la nucleu și nu mai știu. Nu știu foarte bine, dar știu sigur că mi-am pierdut o lentilă de contact. Maiculiță! Bine! Cine-i deșteptul care mi-a mâncat toate bananele? Aveam totul. Pentru o clipă am fost rege. Rege! Nu vă mai snorgăiți, șefu. Câteva clipe, aproape am uitat totul. Și eu? A fost groaznic. Dar un singur lucru nu am uitat niciodată. Cât de mult însemni pentru mine. Nu doar că animalea și-a recuperat amintirile, dar și-a regăsit o parte din trecut. Sub zidurile orașului am găsit documente vechi care vor completa părțile ce lipsesc din istoria animaliei. Însă cea mai mare comoară este faptul că am găsit manualul de utilizare a nucleului. Volumul 1. Sunt mai multe volume? Aha. Cam câte sunt? Gândește-te că voi ați descoperit întreaga serie. Lectură plăcută! Tu începi de la A, eu de la Z, bine? Ne întâlnim undeva la mijloc. Bine! Ne vedem peste câțiva ani! Au dublat în limba română Gabriela Codrea, Ioana Dagău, Sebi Lupu, Pavel Sârghi, Alex Rusu, Florian Silaghi, Petre Ghimbășan, Rin Tripa. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.